Vedem acest Borja Vaie care Da. reușește un gol spectaculos, dar nu numai golul. Asta vreau să întreb, evoluția, arată un fotbalist de calitate din punctul tău de vedere? Da, fără doar și poate un jucător care atunci când pune picior pe minge se vede că face diferența, nu pierde mingii, are o calitate tehnică foarte, foarte bună. Eu cred că este un jucător peste nivelul ligii întâi. Și nu numai, cred că jucătorii de la Dinamo, mulți dintre ei care au venit, sunt peste nivelul ligii întâi și rezultatele nu vor întârzia să apară cât de curând. Gonzalez, cum ți s-a părut? Mă refer la fundașii de bandă. Gonzalez, fundașii nu mi-au plăcut foarte mult. Nu ți-au plăcut foarte mult? Nu, de ce? Fundașii nu mi-au plăcut foarte mult. Mi s-au părut puțin lenzi, mi s-au părut puțin supraponderar. Bine, în limitele decenței. Sigur, în limitele decenței, dar 2-3 kg la nivelul ăsta contează, se simt. Și înțeleg că vin după o perioadă în care vacanță, pandemie și așa mai departe și au nevoie de puțin timp să intre în ritm, dar sunt jucători buni. Nu uităm că acest Gonzalez este jucător titular în echipa națională Venezuelei. Da, adevărat. Adică, totuși, sunt jucători de echipa națională, sunt jucători care pot arăta mult, mult mai bine. Nu mi-au plăcut, repet, în acest joc, dar asta nu înseamnă... Le acorzi timp oricum să vezi despre ce vorba. Au nevoie și ei timp să își reintre în ritm. Nemeț, destul de criticat. Măi, mie personal, într-adevăr, destul de lent în mișcări. Hai că e pe postul tău, aici poți să-mi spui exact. E un alt gen, dar destul de lent în mișcări, destul de previzibil.